Începem cu ceaiul de dimineață care conține mușețel, anis și coca. Trio perfect. Ca bonus la această cazare ne dă și micul dejun, care este destul de bogat, iaurt, cereale, gem, cu tumăruleț, ceai, fix ce ne trebuie. Este micul dejun chiar și la 9 euro pe noapte. Nu, asta a fost 11 euro pe noapte, cu mic dejun. Lași o carte, e alta. Noi nu avem ce să lăsăm, dar putem să o luăm pe asta, să vedem despre ce e vorba. Nu lăsa pe nimeni să-ți fure visul. Oh, ce vreme! Ce vreme bună de mers pe munte! Azi pornim un traseu de 6-7 ore. Am luat cartea asta cu noi să o citim pe munte, unde vom face popasa. Avem un kilogram de roșii, niște brânză, ce mai avem? Niște pâinici pentru un picnic și această carte care a costat 5 lire are 90 de pagini. Ne tot bate gândul să scoatem o carte, că trebuie să ne susținem cumva ca să putem să atingem toate țările. Mai ales că unele țări o să necesite un buget mai mare. Și văd că sunt cărți de genul ăsta. Nu lăsa pe nimeni să-ți fure visul, care se vând cu 5 lire pentru 100 de pagini. Acum știți care e faza? Ca în fiecare domeniu trebuie să ai o echipă super bună de marketing. Dacă n-ai o echipă de marketing, poți să ai cea mai bună carte sau cel mai bun produs, că nu pleacă viral, nu ajunge viral. Dar până să ajungem viral, ajungem pe munte, pe cont propriu, ca de obicei, fără niciun ghid, deși la hotel se putea lua un ghid, se puteau face excursii, dar preferăm să mergem pe cont propriu. Muntele este în față. Ne așteaptă să-l urcăm. Băi, acest câine l-am văzut și ieri în același loc. Stai aici. Ia, ce faci? Să pierdut în același loc. Cocker. Che Guevara. Ce bine am mâncat micul dejun. Wow, dar ce energie avem acum, nu? Da, ne-au adus și cât un nou fiert până la urmă. Mere. Mere, ceai. Super consistent micul dejun. Și gem cu pâine. Pe noiembrie 1810. Cât durează să descompună hârtia? 3 luni, bananele și merele, cojile de fructe 6 luni, țigările între 1 an și 2 ani, ziarele 1 an, guma de mestecat 5 ani, cutiile de lapte 30 de ani. Wow! Cutiile de suc sau de bere între 10 și 100 de ani, cu sticlele de plastic între 100 și 1000 de ani. Și vidro de sticlă între 1000 și 4000 de ani. Și bateriile. Bateriile mai mult de 1000 de ani. Păstra sticlele de plastic să facem o casă, că uitați cât durează să se descompună, până la 1000 de ani. Oho, avem ceva de urcat. Și nu e doar unul, sunt mai mulți. Ia uite! Suntem în fața unui centru naturist unde se vinde unghie de pisică, maca, polen și alte leacuri naturiste. Să vedem dacă au frunze de coca. Hola! Nu-i nimeni. Nu-i nimeni. Sunt îmbrăcați de iarnă cu gecile pe ei, dar de fapt e doar o protecție pentru soare. Se urcă, se urcă.
Hola. Este în fața noastră cu pietre. Ofrande. Ofrande. Flori. Fimurici, nu? Wow, ce viu. În fața un teren de basket. Trecem printr-o zonă puțin mai dubioasă, unde mulți din oraș aruncă gunoiul, după cum se observă. Chiar dacă au panou pe care l-am văzut mai devreme, la vedere și le se explică. N-ai cum să îi duci doar cu un panou. Trebuie să-i scoți, să facă voluntariat și să înțeleagă că nu e ok. Mai ales generațiile mici, trebuie să le înveți ca să vină din spate. Televizoare. Și în față un mic sătuc. Wow, ce frumos e loc! Bine. Și acum să ne imaginăm peste 100-200 de ani oamenii trăiesc undeva, plutesc, au diferite aparate de zbor, plutesc deasupra norilor. Și săracii, oamenii săraci trăiesc pe jos în multe gunoaie, în viața... Viața de jos. De jos. Hola. Hola, ¿qué tal? Sub acoperire, eh? Sub acoperire cu megafon. Și oamenii trăiesc tot super science fiction. Tot felul de aparate de zbor super din viitor. Și în unele locuri, zone care sunt conservate, interzise, unde natura își face de cap. Și pe jos se trăiește cu masca de gaze, pentru că și acum este un miros de mortăciune. Vine puțin, din când în când, o adiere de mortăciune. Pulgeri în copaci. De aici nu vom lua niciun gunoi pentru că nu suntem în natură. Este o stradă care leagă aceste sătuce, orașul de acest sat. Dar azi vom lua câteva gunoaie de sus, după munte. Lumea vine special cu mașina, se oprește și le aruncă pe marginea drumului. Tot felul de primate retardate. Dar nici primatele nu făceau așa, că n-aveau cu ce să facă decât cu banane și cu pomi rupți. Am trecut de zona de gunoaie. Am trecut de zona de câini. Părăsim ultimele așezări. Aici se va construi un mic cartier, un sătuc nou. Wow, un cactus înflorit, îl vezi? Are floare. Da. Floare are. Wow. Et voilà. Ce minunăție! Wow, cât de frumos arată! Asta va fi noul oraș, aici omul de paznic de intrare și în dreapta orașul. Orașul cactusilor.
în Floriți. Mergem spre poarta dracului. Devil's Door. Interzis? Ce este interzis? Să arunci gunoaie. Poți să pui 10 de astea, că... Trebuie cameră video cu face recognition. Oh, un cap! Dar nu, că și alea sunt bune. Pentru păr. Wow, cât de frumos e! De cai! Primul semn, bienvenidos! Suntem unde trebuie. Area de protecție municipală. Zona protejată. În față avem monumentul natural Tupiza. Pentru leneși sau pentru oamenii care nu vor să meargă pe jos, se poate face acest traseu cu 4x4, cu motor sau cu motocicleta. Sau cu tuk-tuk. Nu intră tuk-tuk-ul pe aici. Se blochez cu el. Diferite plante care cresc în această zonă, care s-au adaptat, bineînțeles, ca ele să poată să crească, altele au fost omorâte. Și această plantă are niște fructe care sunt pentru animale și țepi, ca să nu fie distrus, adică doar să mănânci fructul. Sau țepi să nu crească altă plantă pe lângă. Scut de protecție. Ce bine era dacă eram naturiști, știam fiecare plantă în parte. Dar nu-i timpul pierdut să mai învățăm câte ceva. Am tăiat puțin drum și îndreptăm spre poarta dracului. Pare blocat aici. Urme copite de cal, s-a mers cu calul. Pietrele de toate culorile. Și florile în spatele tău, la picior. Aha, floricele, da, uite, care au rezistat. Se aude o dronă? Se aude. Că dacă se aude un animal... Animal tehnologic. Dar... Este animalul tehnologic în preajma noastră. Wow, ce calume! Hai să ne băgăm între ei. Nu știu, acolo. Unde? Aici, în milu. Hai! Mergi. Neapărat câte o sticlă de apă, cremă de soare, chiar și o pălărie sau câteva roșii. Am ajuns la poarta dracului. Să trecem prin ea. Uite ce am trecut prin poarta cactușilor.
cu adevărată poartă. Evola. Să intrăm în tărâmul necunoscut al incașilor. Unde a luat? În altă râm. În altă râm. Intrăm în altă râm. Wow, cineva a aranjat frumos. Cât de mișto. Cactus și iaute. Frumos, doamne. Aude, și o bancă. Și o bancă de stat la umbră. Foarte interesantă poarta asta. Cât de subțirică e și nicăieri nu este un munte, continuare. Popasa, dar stai că e soare. Hai la umbră în partea asta. Poarta miraculoasă. A căzut din cer poarta asta. Da. Dacă de subțire e. Wow, ce viu. Tocmai de asta și numele, Poarta Dracului. Hai să punem drona. Dacă e pădaste. Ca să înțelegem mai bine ce e cu Poarta Dracului, nu? Un traseu minunat de început de săptămână. Ca să meargă totul strună. Poarta Dracului în față. Am intrat în tărâmul dracilor. Pietrele. Acest traseu se poate face și în papuci. Să ne urcăm pe poartă. Nu e.